la ieșire. Cine a semnat acest protocol dintre la ieșire și parchetul general? Vă uitam de această anchetă, domnule. În primul rând este o anchetă în curs și nu pot să vă spun foarte multe lucruri. Ce pot să spun este următorul, că în momentul când, în primul rând am cerut să mi se ridice imunitatea și n-am făcut-o. Am făcut-o fiindcă cred în nevinovăția mea și vreau să afle adevărul cât mai repede. Pe de altă parte, când am fost numit ministru de interne, exista un mecanism, exista un plan de măsuri, o instrucțiune încă înainte de anul 2000 al unui ministru, prevăzută de lege și normele de aplicare, deci funcțională, se poate verifica, în care miniștrii de interne pentru protecție aveau la dispoziție o mașină de poliție, iar miniștrii de stat, sau în cazul meu viceprim-ministru, aveau o mașină de poliție pentru însoțire permanent. În cazul protocolului, este făcut de poliția română, de specialiștii din poliția română, nu dau nume, în care se prevedea un singur lucru, cu o instituție parteneră a Ministerului de Interne, în speță parchetul general, se punea la dispoziția de către Poliția Română Procurorului General un echipaj de poliție în cazuri bine motivate când avea nevoie. Sunt un om care întotdeauna mi-am făcut datoria, am muncit, nu mi-am luat o zi de concediu, consider că este nedrept. Dar considerați că absolut toate deplasările pe care le-ați erau făcut bine erau bine motivate? Vreau să vă spun un lucru, că în, aveam protecție 24 de ore din 24, nu aveam un program normal, nu mă duceam la servici de la 8 la ora 16, eram totdeauna la dispoziția statului român și chiar asta am făcut. Mi-am făcut datoria cu un om care am avut zeci de instituții în subordine. Vreau să se afle adevărul cât mai repede, sunt nevinovat și mă voi prezenta în fața procurorilor ori de câte ori voi fi chemat. Repet, de vreau să fiu cercetat de Justiția Română și sunt nevinovat.